Deci, doar vreau să știi că eu nu te-am luat datorită vreunui sentiment de gelozie sau ceva. A început iar cu discuțiile ei că de ce m-a ales pe mine, fără să întreb nimic, iar cu vocea dulce și bună și blândă. Am fost în situația în care trebuia să aleg între tine și Diana și Florin știa foarte bine adevărul. Face jocurile astea pentru a mă demoraliza pe mine, că e ea bună cu mine. Înainte de chestiile astea, ajung eu pe fiica mea și m-ar acuza, adică ar zice, băi, adică, înțelegi? Înțelegi pentru alegerea ta. Asta, atâta pot să spun. Din cauza asta am făcut alegerea asta. Dacă aș fi luat-o pe Belbie, aș fi dezamăgit-o pe fetița mea, Sara. Doar ca să-i demonstrez la Florin că-l iubesc și să vă demonstrez vouă că sunt alături de voi, am votat ceea ce n-am pus să votez. Că în tot concursul ăsta, eu unicul lucru n-am pus să votez. Pe Belbița, atâta tot. Aduți aminte. La baie mi-ai zis să votez Belbie și Marius. Eu ți-am zis că votez Belbie și Marius. Florin a zis că votează Belbie și Marius. Jur! Ea știe foarte bine ce simte și eu știu ce simte ea. Dar vrea cumva să pozeze în ceva ce nu există. Ai încurcat. Dar nu am zis. Adevărat, dar nu am vrea să vorbesc despre spiritul ăsta. Adică chiar nu. Da, Dumnezeu știe că e adevărat. Eu da, Dumnezeu știe. Că mine stai cu nici problemă. Adică. Încearcă să mă acuze de minciună pe mine, deci mă vede ca și dușmanul ei. Păi, faptul că tu mă acuzi acum, vezi că există un Dumnezeu sus și care știe. Eu n-am zis că votez Belbie și Marius. N-a recunoscut, bineînțeles. Nu am simțit nevoia să mă mai contrazic cu ea, așa că am ieșit din cameră și am zis să mă las în pace cu jocurile astea pe care le face. Eu care țin foarte mult la faptul că încerc să nu mint și să fiu un om corect, ea încearcă, viclenește, să-mi întoarcă mie creierul astfel încât eu despre mine să văd că sunt nebună.